Atunci când... Nu, nu, acel moment când ai dracii pe tine, dar nu știu unde sunt. Când vrei să nu josești pe țancă, dar te josesc alții pe tine. Să-mi bag p*** și-a următat țancă. Ia. Legenda spune că tu pe ce o pli filmarea bombardier v-a luat înapoi din coi și-a mâncat-o. Acum, mai nou, pupetele nu se mai ascund în tei, ci-l desteiu cu totul. Mâine, poimine, vezi să pupetele cu tei în spirale fugim. Ce faci, boss? Unde te duci? Shhh, taci, am ciorcit teiu ca să nu mai aibă nică unde să mă bage. Asta vroia Eminescu să spună prin versurile, fiind băiat pădurii cu trei eram. Gata, am înțeles, corect, analiza, pătet. Eu cred că asta se apucă de gătit. Da, așa, de gătit sau de călărit? Am și o întrebare. Madame, vezi că-ți ți curg balele sau alea nu erau bale, a? Eu m-am dus, aveam o întâlnire cu cineva. Clientul e ăla care te p*** bani? Să discut ceva despre un job cu cineva. De jobul ăla despre care unii zic că e cea mai veche meselie din lume? Eram și eu la concertul lui Ina și dintr-o dată, ce să vezi, dispare-te pe scenă. Ceva îmi zice că nu-i prima dată când se întâmplă. Unde-i capul lui? Oare la ce se uita Mifu? Ce la... Unde la smaranda? Alo? Te pup, iubire, ce faci? Poți vorbi un pic? Fii atentă, era... Și mi-a venit o idee. Știu că tu ai fi în general împotrivă, dar o să explic exact de ce eu cred că ar funcționa foarte bine. Cum ar fi să-ți faci un cont de OnlyFans? Aaaa, păi dacă își faceți mără cont de OnlyFans, eu sunt primul care se abonează. Și vă pot demonstra cam ce pot de, cu aceste armă. Bruce Lee, după ce administrația cimitirelor l-a dat afară din groapă, că nu-și plătise taxele aferente. Ceea ce te rog eu pe tine este să nu o scap cumva din mână. Da? Bun, hai să trecem la treabă. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că și-a dat cu mâncea cu-n coaie. Dacă stau să mă gândesc bine, asta seamănă mai mult cu Robert De Niro. Motherfucker, shit, fuck you! Are you talking to me, motherfucker? You talking to me? Riscurile meseriei când comanzi de la Globo. Ce-ai așa? I-a zis cumva băiețel? Nu, coaie, da ce aia e? Mă, mi-ai zis cumva băiețel? Vii și ceva! Amaru, eu zic să-i faci și reclamație la Globist către staff de la Globo, că nu se poate așa ceva. Cum dracu să te discrimineze pe tine? Dita mai femeia virgină. A, uite, ia ce joc își trumpi în decol tău. Dar a trebuit să cenzurez, că-mi închid canalul. Auzi-l ia, toată ziua se îndepește, mănâncă conserve de la magazin, face pagubă pe inventar.